Tak jak Słowo Boże leży dla mnie, chciałbym mieć tu duszowy udział. Thank you.
Senhor, eu sou a minha, 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 eu sou a min
Thank you.
De obicei, am primită de pregătită, dar în acest moment mi se pare că orice aș spune și orice aș zice în fața domnilor voastre nu înseamnă mai bine. Și vă spun din inimă că de la un microfon cu colegul pe YouTube, de un coleg Luis, și mi-a spus să urmărești acest tip. Și am spus, parava, acum vreo că s-a mărut. Și chiar mi-a povestit din jurul înainte. Și acum aș spune, că aveam 200 de lucruri, 200 de ani. Și am întârziat la amândouă variante, ca până n-am vorbit cu bibliotecul de la capă foarte. Și astăzi, stau în fața dumneavoastră și chiar nu-mi vine să cred că încă sunteți aici. Sincer. Deci este așa o mare bucurie, mă simt atât de mic în fața ceea ce am ascultat astăzi, dar am o inimă atât de mare, încât totul cât aș vrea să spună cât vă iubesc și vă respectăm, să știți, în subit, în mic, în 10 secunde vă observați. Dar asta vă dorim tot o mare inimă. Sunt mândru că sunt român. Și o spun cu cea mai mare bucurie. Am simțit astăzi ca și cum aș fi fost acolo, prezent în peștera Betelemului. Cam și cum aș fi văzut pe Hristos ieșind din peștera Betelemului. L-am văzut în cei 3 ani de activitate, l-am văzut răstignit, l-am văzut întropat, l-am văzut înviat, înălțat. Și l-am văzut, ridicându-l pe Sfântul Apostol Andrei, în tot orice, unde veniți voi. Și acel Corin, bănuiesc, nu știu, dar bănuiesc așa ce te-am bănuit, Sfântul Andrei, nu? Extraordinar. Oare nu ar fi fost noi astăzi în țară de Sfântul dacă nu aveam pe Sfântul Apostol Andrei? Cu siguranță astăzi n-am fi ascultat așa ceva, pentru că Sfântul Apostol Andrei, primul primar, ocrotitorul României și cel care a creșteat această țară, și căruia, sigur, că voi astăzi ați adus, iată, cântul vostru și dragostea noastră. Și vă spun astăzi, am simțit, sincer vă spun, mi-am simțit în mine și pe mine de astăzi, și pe Ștefan Cimbare, și pe Constantin Cântoveanu, pe toți care stau în pământul acesta și care țin această țară de acolo de jos. Și vă mulțumesc. Thank you.
Să știți că atunci acolo la Iisus au venit și Dumnezeu, că te-au uitat să te ții în spate. Cei care doresc să avem cinci oameni din dumneavoastră, vă rog în spate, acolo să le cumpărați. Vă iubiți, așa și să vă dea Dumnezeu multe sănătate, să reprezentați țara asta cu capul sus și noi să fim mândri că avem de voi. La mulți ani!